este o prezentare de SEO, am inclus și o optimizare a unui landing page din punct de vedere al motorului de căutare. Dar ce altceva? În primul rând, trebuie să există o legătură foarte clară între anunțul care există pe Google și landing page. În sensul că dacă îi promiți utilizatorului că îi dai mingi roșii de 40 de centimetri, pe site trebuie să ai mingi roșii de 40 de centimetri. Acesta e un exemplu bun. Un model luat din afară, în care se promite prețul, pe site se regăsește, la fel free trial și poate așa. O să zic ceva ca să fac o paranteză la ce zici eu. Lucrul ăsta se întâmplă pentru că în politica Google, probabil asta nu se întâmplă, nu e aici, dar în politica Google e precizat ca informația care se găsește în anunț să regăsească nu la mai mult de un click distanță față de anunțul respectiv. Ca să ai și un scor bun. Nu ca să ai un scor bun, asta e politica... Nu te lasă. Nu poți să... Ba te lasă. Deci, da, în România se mai întâmplă lucrurile astea, dar în general nu te lasă dacă tu spui că ai oferta. Oferta e de 20% discount, trebuie să o găsească următoarea pagină, cel puțin din 2000. Ideea e că aduce foarte mult avantaje din punct de vedere al conversiilor, adică dacă nu stai aceleași, nu o să mai fii convers. Aici e un exemplu total diferit, un blockbuster cu chiriat firme și pe landing page și se zice total altceva. Deci e vorba de menție în magazine, iar pe site-ul chiriezi prin intermediul formularului. Deci așa, un exemplu bun pe care l-a făcut chiar guvernul în test de tip AB, cum a fost și la prezentarea lui Angel Dărescu, o simplă modificare în cadrul butonului de download al Mozilla Firefox a adus o creștere a conversiei. Nu este o creștere extraordinar de mare, având în vedere că și userii care ajungeau pe site ajungeau oarecum targetați. E mare, e 600 convenții, plus e mult. Exact, dar contează din punct de vedere să adăuga free față de try fără Fox. Și contează, dar nu e... Poate nu vi se pare foarte relevantă, dar este. Pentru că diferența aceea 0.4... 600 de clienți e mult mai relevant. Da, în cazul ăsta sunt 600 de download-uri, nu e o valoare extraordinar de mare. Dar totuși înseamnă foarte mult mesajul, call to action să fie foarte specific. Plus că try parcă e ceva trial. Și oricum Firefox 3 e irrelevant, îl vedeam deja. E mult mai relevant să fie încearcă acum, downloadează, instalează. Acum vorbim despre un produs, o campanie pe care am lucrat și la pe care pot să vă zic. Deci este un site de anunțuri imobiliare fără intermediar. Înainte aveam o rată de conversie de pe campanie de 0,8%. Landing page nu exista, aveam landing page complici. Era, dacă acum ulterior pot să zic că eram praf. Ce am făcut ca să te întrebi, eu te întrerup, tu mi-ai place să fii interactiv așa. Care era acolo? Care era conversia? Care era, ce însemna succes? Adăugarea anunțului. Sunt anunțuri plătite. Și aveau pagini de mulțumesc, care îți adunau un cod de conversie, de... Da, cu Google Analytics. Deci tu analizai chestia cu Analytics? Cu Analytics. Făci Google? Și nu, era combinat Analytics cu Webcorp și... Și aveai conversion tracking sau Google? Conversion tracking. Ah, conversion tracking. Tine, ok. Deci, cum am zis, nu exista landing page. Am făcut un landing page. Din punct de vedere al conținutului sau de SEO sau ca să zic așa, am încercat să fiu cât mai relevant ca pentru anunț. De exemplu, adaugă anunț, titlul paginii era adaugă anunț, anunțul imobiliare doar la proprietari, descriere conținea anumite proprietari. Iar o să te crezi? Vă zic că îmi pare rău pentru el, adică nu-mi pare rău pentru el, dar vreau să dar am observat că capitalizarea cuvintelor din titlu și inclusiv din titlurile titlul paginii sau din H1, H2, dacă sunt capitalizate, au crescut rata de retenție. Și atunci... Se ține mai ușor. Da. Și atunci, poate de folio informații. Cum mi s-a părut ca adresa unui site, dacă se compune din 2-3 cuvinte, fiecare cuvânt să fie capitalizat? Da, nu poți să pui numărul, nu poți să faci chestia asta pentru că ai un site. Nu
suspendi. Nu, nu, într-o reclamă. Într-o reclamă, da. Adică fără intermediar, cu I mare. Sigur, da. Dar mai că aici cu liniuță, dar e... Bine, știu. Extrapolat, e... Asta e, da. Chiar nu știu. Deci și fără BBB. Da, și fără BBB. Da. Asta, da, știu. Am mai întors un H-ul, da, adăugat într-un mobiliar ceva mare, să vă arăt în pagina următoare cum arăta. Și cuvinte cheie în interiorul paginii care nu se văd la utilizator, doar cu mobiliar. Auzi, întrebarea mea aici, David, de... Așa. Spune rău, nu te spune rău. Bolivianți, persoane, sunteți pe rău. Zi, zi. Poziția cuvântului în pagină, n-ai folosit-o ca un arcu pentru optimizare. Poziția cuvântului la început, poziționarea cuvântului fie la început, nu influențează cantitatea de șuri. Când mai pus textul în pagină? Cât mai în față? Există. Adaugă anunci, tu ai cuvânt cheie, ai proprietar înainte de adaugă anunci. Nu știu cum a sunat descrierea. Nu sunt exact, nu sunt copii. Am zis, ok. Le-am luat cele mai relevante ca să... Am zis că... Sunt făcute fraze și... Într-un sens, sunt formă de fraze. Da, poziționarea anunțului în... În primul paragraf contează cel mai mult. Da, nu sunt exact. Paragraf contează și conținutul și value. Dar contează și poziția. Dacă este al treilea cuvânt în value, dacă este al patrulea cuvânt și contează și densitatea acolo. Dacă se repete chiar de câteva ori. Nu, sunt preluate doar ca idee. Da, ca să... Dacă deja se crede. Da. Okay, eu le-am aflat așa, verbal. Pe următor, acesta, deci, șapalogie la funcționariat, prin SMS-ul, la funcționariat. Conversia înainte era 0.9. S-a ajuns la 1.7. Este bună, se mai pot face o grămadă de chestii din punct de vedere stilistic, ca design, un contraction mai relevant și mai bun. Și pe de altă parte, din punct de vedere SEO, mai pot și aici se mai poate lucra. Să nu uităm de faptul că este concurență mare pe acolo. Este concurență foarte mare pe mobiliare și, în fine, era, e mică oarecum rata de concurență. Nu este mică rata. Sunt combinate și, cele din search și cele din pagină. Nu e mică rată conversie, dar... Da, da, sunt organizate. Astea două sunt combinate. Eu am avut și rată de conversie mai mare. Am avut și rată de conversie din 11, dar asta nu face să... Ca asta să fie rată de conversie. Asta e rată de conversie. E media care... Da, deci la nivel general, global, nu face o predicție de campanie. Când zici, uite, campania asta va performa, estimezi eu cam așa. Rata de conversie pe care Rica este mare, e 1. Tot timpul. Da, eu la 2. Eu așa știu. Pe 2 trebuie să fie. Pentru că poate să-mi pentru. Pe 2, nu știu dacă te adică poți să zici cuiva, e foarte sigur să fac 2%. Poți să zic, aproape sigur, 1%. Și, ok, îi livrezi 0.9. Dacă zici 2%, 1.7. Cum profiți tu de această creștere, care este de 100%, 95%, 3% mai bine? Da. Ce zici clientului tău? Domnule client, uite, eu am făcut chestia asta. Păi nu, clientul eu sunt și client. Dar în cazul ăsta, eu sunt și client pentru că este o serviciu profil. Oricum, chiar și așa, fiind lucrurile, dacă tu îi faci o treabă prea bună unui client, cum am înseamnă că asta e, nu știu dacă trebuie să filmezi asta. Da, ideea e, dacă faci o treabă bună, nu vede. Problema e că nu analizează. Pentru că nu știi cum a fost inițial. Exact. Sau nu știi cum poate fi rău. Nu ai ce să profiți din chestia asta. Deci tu, practic, faci o treabă bună, dar n-ai mulțumirea clientului, zici, wow, felicitări, nu-ți dă mai mulți bani, nu lucrează mai mult cu tine, deci nu faci, o faci degeaba, de comandă. Și după aia se distruge și conceptul, a, pe ce mi-a făcut ăla, nu mi-a făcut nimic, lasă că nu uite ăla, că faci ăla. Și adică, e o bălărie de asta românească. Da. Deci motivul este, trebuie să fii foarte 70% crește, fi incredibil ce dacă ai fost un client. Dacă ai fost un client, am fost... Și 100%, cât de 80, 100... Un tip ai spus 100%. Da, având în vedere că nu exista un landing page inițial și trebuia să se ducă în meniu, să dea adaugă anunță, nu e chiar așa mare creșterea, cum pare. Da, trebuia... Deci, de aici rezultă și importanța landing page-ului, dacă nu există sau dacă trebuie să fie, deci, în mod automat. Și apoi să fie optimizată și... Da, e corect, dar numai că munca marketerului este aceeași.
ce cuvinte cheie. Erau de fapt fraze, nu erau fraze generale, că la alea nu aveam acces din punct de vedere al prețului, erau prețuri foarte mari și nu apăream. De exemplu, adaug anunți fără intermediari, cuvinte cheie, adaug anunți proprietari, închiriază fără comisiuni. Și click-through rate, așa cum click-through rate, cam 3-4%.